În acest videoclip vreau să vă arăt cum curățăm clapeta de accelerație la un Audi A4 1.8 Turbo din 2001. Dar la fel poate să fie Passat sau cum poate să fie Golf. Același motor avem și procedeurile sunt la fel. Hai să începem. Desfacem furtunul de la intercooler. Nu vă speriați dacă pe acesta veți vedea puțin ulei. Este normal. Ne va trebui un imbus. Și aceasta este clapeta de accelerație. Dacă ea nu este curățată bine, când închidem, vom avea impurități și nu va etanșa perfect. Da? După cum vedeți, aceasta este originală Bosch Audi. Procedeul este simplu, vom avea nevoie de două șpeiuri. Unul de contacte electrice, pentru că o să desfac și partea aceasta din spate și o să o curăț. Da? Și al doilea, pentru curățarea impurităților din interior. Sper că reușiți să vedeți. Vom avea nevoie de un vas, că dacă nu, nu o să ne ajungă trei șpeiuri de astea. Vedeți, acesta este un spray. Cu care reușim să curățăm, e un fel de spumă. Da? După ce vom da cu această spumă, începe cu pensula. Vedeți cum ce ușor se dizolvă toate impuritățile? Este un spray foarte bun acesta. Mai frecăm cu pensula, mai așteptăm, mai fumați o țigară între timp. Pentru că nu este ideal să curățăm cu șmirgher sau cu șurubenița, pentru că vor rămâne schiși din aceea de fier și nu știm niciodată dacă le vom recupera pe toate și dacă ajunge în motor. Dăm cu această spumă, normal ar fi, ideal ar fi să așteptăm puțin să se dizolve.
Acesta este procedeul cel mai corect de a curăța clapeta de accelerație. Nu cu produse puternice, pentru că vom distruge și garnitura care este aici. Da? Cu produse testate care eu le-am folosit și știu că sunt bune. Într-adevăr sunt scumpe, acest spray este undeva la 7 lire. Ce uitasem să vă spun, să dăm și senzorul de la galeria de admisie de la clapeta de accelerație jos și să-l curățăm. Este prins cu un șurub, cu același imbus cu care desfacem și clapeta de accelerație. După cum vedeți, acesta nu mai este ca senzorul MAF. Acesta are o rezistență care vedeți cum arată. O vom curăța și pe aceasta. Aceasta nu avem frică pentru că este mult mai groasă față de firul de la senzorul MAF. Deci va trebui curățat. Dar la acesta va trebui să avem și un spray de contact electric cu care vom da după pentru a nu avea umiditate pe el. Pentru că acel spray se evaporează după ce curăță. Da? Întâi îl curățăm tot cu același spray cu care am curățat clapeta de accelerație, dar după vom da cu un spray de contact. Cu un spray de contact unde vom da și pe mufă și pe tot ce ține de electronic. Acesta este sprayul electric. Dacă avem porțiuni care nu se curăță, putem folosi o perie de sârmă. Eu folosesc o perie de sârmă din aceasta soft, care nu zgârie în metal. Da? Și o putem folosi. Pentru că avem porțiuni unde chiar nu se curăță și avem nevoie să dăm cu ceva. Da? După ce ați considerat voi că ați curățat total, curățăm peria, mai dăm pentru ultima dată cu acesta orice spray electric și dau peste tot. După cum v-am spus, acesta se evaporează și vom avea totul curat. Eu zic că arată ca nouă, părerea mea. Da? Acum va trebui să desfacem aici.
cu acesta, pe acesta voi da cu spray-ul. Pentru curent electric. Da? Când acesta nu mai funcționează, de obicei se rupe unul din aceste fire. Vedeți? Se desface și se lipește unul din aceste fire. De obicei se rupe unul, că este foarte subțire. Așa. Și înăuntru aici. Asta totuși arată bine că probabil a fost desfăcut de cineva și curățat, pentru că arată bine. De obicei aici găsesc plin de praf și de depuneri. Pentru că practic acesta învârte clapeta. Asta, asta face el. Primește comandă de la calculator și spune când să închidă și să deschidă clapeta. Nu face altceva. Așteptăm să se evapore. Și acum reluăm pașii care i-am făcut când am desfăcut. Living life every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you... Așa. Cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați un like. Dacă aveți ceva de întrebat, faceți asta în secțiunea comentarii. Noi o să ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Rămâneți cu bine!